Hei, salutare dragilor! Bun venit la un nou episod dintr-o serie nouă numită The Chicken Farmer. Nu se numesc The Chicken Farmer. Lumea se va numi The Dentist. Acum, eșecurile celorlalte seriale mele nu se va mai repeta. Încercăm cu misterii. Oh, hai. Știu că scrie și cu I. Am un nou texture pack și de data asta nu mă pot restricționa la mai mult de 15 minute. Mai știți când făceam seria asta, seria trecută, mă țineam de ea, de la un moment dat am înregistrat un episod întreg, un live stream de fapt, și nu avem spațiu de el. Și s-a șters aproape instant. Deci, după cum vedem, ne arăt pe un munte, ia să vedem cum arătăm. Arătăm ok, un pic de lag de început. Vedem. A, dar mi-am amintit că pe filmare se aude foarte nasol, deci vom filma fără sunet. Așa că vom începe cu chestiile de basic și asta va fi o lume 100% single player. Vă place cum se mișcă frunzele copacilor? Eu nu l-am place. Ia uitați. Rog. Nu vreau să... De ușa. Nu vreau să începem așa, o să mai auziți. O să mai vedeți că se mai aude ceva pe fundal. O să încerc să editez. Dar acum două secunde și continuăm filmarea imediat. Continuăm. A trebuit să rezolv ceva, dar pentru voi n-a durat nici o secundă. Toate arată atât de ciudat. Adică, wow! Am pusat pe screenshot fără să vreau. Nu-i nimic. Continuăm fără nicio problemă. Textura asta pe care o am este o textură luată de pe MCP Master. Am văzut că am mai jucat cu MCP Master. Trândem niște cărbuni. Bun, așa. Haideți să ne facem un târnăcop și o sabie. Să ne spargem asta de aici. Uite ca un tort. Uite o vacă, hai să nu ducem să o șterpelim, că nu știm cât mai avem. Sunt în limbaci. Ia, pe ce, pe cât e pe dificultatea, o vom ține mereu pe medium. Oh. Lol, ce critică le-am dat. Așa. Mișcă apa, e o textură super șmecheră. Bun. Acum vreau să vă spun, vă anunț din timp, este o lume în care nu vom locui într-o casă. Vom avea. Nu zic că nu vom avea construcții ca și o casă. Nu vom locui într-o casă, vom locui într-o mină. Ia că eu sunt stămânul ăsta. Mai strâng niște de ăsta. Așa, va fi o casă bună, va fi una subterană foarte frumos aranjată. Mă voi ocupa de asta personal. Și cred că tocmai ne-am găsit viitoarea casă. Cred că aici va fi. Așa că, hai să începem, punem torță, și s-ar părea că nu. E, nu-i nimic, mai sunt multe. Cred că, de fapt, aceasta va fi. Da, clar aceasta va fi. Uitați, chiar e organizată frumos cu... Asta e andesit. Nu, e piatră. Wow! Și uitați cum arată chestiile astea. Uitați Iron?
Am găsit primele bucăți de iron. Ne vom face foarte repede, vom intra foarte repede în chestia cu diamantele și de astea. Adică sper cel puțin, nu garantez, dar sper. Nu! Nu! Stay here! Motherfuckers! Nu! Am lag! Stai, ok, că trebuie să mă regenerez. Sper că nu vom mai fi așa tot timpul. Dar, mamă, ce mă speriase ăla. Mi se pare o textură absolut excelentă. Mi se pare o textură foarte OP. Cred că vom juca mult timp, dar trebuie să pun un pic pauză și revin. Continuăm. Am fost o problemă, am apăsat fără să vreau pe partea aceea. Am observat că... Ia să recordează, da? Da, de record. Văd că este un destul de ciudat. Toate arată foarte bine. Și la timpul ne vom obișnui să vedem tot. Momentan punem acest iron la făcut. Vom ține jos în colț. Și continuăm să explorăm mina. După cum vedeți, încolo se vede lavă, nu? Se vede lavă. Uitați, am găsit. Lau și încă niște iron. Câteva bucăți nu strică niciodată. Fac, nu fi chiar foarte nobi să punem în lemn. Asta va fi casa noastră. Vom avea casă în mină. Mă voi ocupa, o să arate foarte bine. Da, e bun. Bine. Îmi place ce. Nu, mamă, nu trebuie să-mi prind lavă. Nu știu ce atunci când filmez, n-am niciodată nimic de spus. Ia să vedem. Așa, turnă cu de aeron. Și așa arată sabia. Nu am mai jucat pe textură, asta nu mă asta. Întrebări că de ce nu știu. Eu nu mai jucasem pe textură, nu am mai jucat pe textura asta în viața mea. Hai să punem niște stacks. Dacă toți suntem aici, și să facem și un chest. Punem chestul aici. Punem ăsta, ăsta, astea, astea, astea. De fapt, astea le ținem la noi. Ăsta, 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 ăsta. Și mergem. Hai că ne ajung. Mă, toate chestiile astea erau... Poate atât de bine. Hai să o luăm și pe sus, că pe sus n-am mers pe aici. E prea o pe mina asta și până episodul viitor sunt sigur că vom avea și un design bun. Adică mă voi ocupa eu de design până veniți. Adică nu e o serie pe care n-o să joc decât o să joc doar atunci când filmez. Nu e o serie de aia strictă. Înainte știam că poți să pui și torțe. Mai mult iron, nu mă deranjează niciodată să mai au. Aici nu mai fost. Hop, alt iron. Adică eu am bănuit că era iron, fiindcă
M-am zis, nu mai jucați pe textura asta. Uitați, am făcut 3 levele numai din mina de cărbun. Bun. Luminați-o ce pe aici și continuăm după aceea. Deci, mă plimbam eu pe aici căutând și așa și de ce dau. Cred că sunt diamante, nu sunt sigur dacă sunt emeralde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și iron, 9 diamante! Plus niște iron care e pe aici. Am dat lovitura. Am dat lovitura. Eu am noroc la mine. Da, ce naiba. Așa mă speriasem. Acum cred că am mers peste tot unde putem să mergem în partea aceasta, așa că o să ne oprim. Deja s-au făcut 11 minute. O să merg să strâng niște lemn de față cu voi. De fapt, cred că aici încheiem episodul. Eu am fost Diamond Shadow și